și-au dat întâlnire sâmbătă la Sibiu. Acțiunea va ține pe iubitorii acestui tip de mașină ocupați până duminică inclusiv. Programul mitingului a debutat vineri la Cisnătioara. Trabantiștii din toată țara și-au dat întâlnire în acest weekend la Sibiu. Câteva zeci de mașinuțe, care mai de care mai interesante, au putut fi admirate de către toată lumea. Pasionații acestui tip de automobil au ajuns pe meleaguri sibiene încă de vineri seara, când s-au oprit la Cisnădioara. Aici, după un foc de tabără, o petrecere de zile mari și câteva ore de somn, au pornit să înfrunte Sibiul, și nu oricum, ci cu surle și trâmbițe, așa cum șade bine unei întâlniri de acest gen. Cel trăbănțel este unul modificat după cele mai înalte standarde și făcut, atenție, decapotabil de două locuri. Stăpânul mașinuței se laudă că este singura în România de acest gen și că e și omologată. Deci, este un trăbănțel cu aplicația 82, modificat de mine cu 4 ani, deci a fost trăbănțel clasic. Am modificat eu, l-am făcut de bandit, nu apărat să-l fac de două locuri, deoarece mai sunt dacă patru locuri. Am fost plecat în Germania la întâlnirea trabantistelor de la Zwickau, deci avea acolo vreo 800 de trabanturi de capotabile, acesta a fost singurul de două locuri. Deci am întâlnit făcută la originală, pentru că am modificat de mâna omului ăsta a fost singur, am fost foarte apreciat. După ce am văzut la întâlnire în Budapesta, am făcut, deci, tăiat, sedat în două săptămâni, după aceea încet, încet, am eu persoană, da, nu te-am niciodată. Și am făcut de toate și tânic, da, lucrez la serviciul de trabantă din Brașov. Da. La experiență de vreo 28. Da, da, da. Nu, mi s-a apărat 200.000 de euro pe aici, nu zic. Nu, dar vă spun de ce asta, de ce trece timpul de crește valoare. Am cobertor, deci nu-mi trebuie. Nu am puțin cercul iarna, adevărul este, am altă mașină, este mai mult pentru un termin, parate, pentru weekend, bine ce-mi spunea. Nu,
La rândul lor, trabantiștii nu doar au făcut impresie, ci au fost impresionați de întâlnirea de la Sibiu. Oamenii și-au propus cu această ocazie să viziteze orașul. Întâlnirea trabantiștilor și pelerinajul de la Sibiu se va încheia duminică.